vremurile Inchiziției spaniole au fost foarte grele, deoarece antisemitismul a dominat biserica. Acum descendenții evreilor care au fost torturați pentru a se converti la creștinism se întorc, încetul cu încetul, în Israel. Ei sunt numiți Bnei Anusim sau fiii celor constrânși, deoarece au fost nevoiți să aleagă între convertirea la catolicism sau moarte. Mulți au fugit în Portugalia și în Brazilia. Echipa știrilor CBN a mers în Portugalia, unde a găsit creștini și evrei care s-au rugat pentru descendenții lor ca să redobândească moștenirea evreiască și să se întoarcă în Israel. Dumnezeu spune prin profetul Obadia că evreii din Sefarad, eu sunt un evreu Sefarad, că evreii din Sefarad se vor întoarce în țară cu binecuvântarea lui Dumnezeu și vor stăpâni Neghevul. Israelul a încercat să stăpânească Neghevul de 70 de ani, care încă este gol. Neghevul îi așteaptă pe acești evrei. Oficialitățile israeliene au spus echipei de știri CBN că se poartă discuții cu privire la modul în care pot fi aduse cele 2 milioane de evrei înapoi în Israel.